Dragii mei, sunt Cozân acum, tot în expoziția Miresele Soarelui la Arcu. Mi se pare că am dat ceasul înapoi cu 10 ani, când la Galeria Galateca, în prima expoziție curatoriată, dedicată ei, Cămășii cu Altiță, poziționată ca obiect de artă și vehicol de comunicare identitară, intra o fată cu un braț plin de flori, de o frumusețe răpitoare. În momentul acela toată lumea a înmărmurit, aveam o zână în spațiu expozițional și ne zâmbea. O cheamă Oana, este artist fotograf, scriitor, a scris o carte absolut fabuloasă pentru copii, dar de care m-am bucurat foarte tare și eu. O să ne povestească despre lucrurile acestea, despre copilăria ei, despre reconectarea cu copilăria, un paradis din care nu ar trebui să plecăm niciodată. Iulia, mulțumesc! Tu ești o zână, mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc că sunt aici și mulțumesc pentru că tu creezi un spațiu întotdeauna magic. E cumva aura ta, așa. Și îl aduci în contemporan, aduci toată povestea asta a ei aici. Să vă povestesc un pic despre momentul ăla. Au trecut 10 ani. Eram cu băiețelul meu Atis, pe care îl purtam peste tot cu mine. De la fotografia mea cu el a început o poveste magică. Da, da, da. Asta vreau să spun. Cred că trebuie să dăm ceasul puțin înainte, când a luat ființă pagina la Blues Rumen. Atunci o fotografie a declanșat toată această poveste. Fotografia ei, imediat după nașterea lui Atis. Atis în brațe. Era imediat după botez. L-am botezat la 40 de zile și zic eu că, de fapt, este magia iubirii. Este un lucru atât de natural, probabil că naturaleța acelei fotografii în care întâmplător am fost eu, dar putea să fie orice altă zână, orice altă și mamă. Și nu întâmplător purtai o ie. Când purtam o ie. Foarte puține femei purtau ie. Da, purtam o ie simplă, o ie de breaza, luată dintr-un loc în care m-am plimbat adesea, de pe alea dinspre Peleș, de la Artizani. Erau chiar o doamnă, mi-amintesc ca ieri, momentul când am achiziționat ea aceea foarte simplă și de la care a pornit toată această mișcare miraculoasă, zic eu. Eu cred că oricare dintre noi poartă magia asta, dacă își aduce aminte că suntem plămădiți din iubire, dacă își aduce aminte de autentic, că ceea ce este o stare, este un veșmânt de lumină, de iubire, de poezie și de ce nu și de sacrificiu, fiindcă toate femeile care au stat și au cusut acolo, au pus povestea lor, scriind-o cu lacrimi, poate cu bucurie, cu sudoare, așteptând alte iubiri, alți copii, muncind, să ne întoarcem puțin și la Artizan, la toate lucrurile autentice. Mișcarea asta a fost o mișcare de imagine la început, să atragă atenția tuturor oamenilor, că ea nu mai este un veșmânt purtat și probabil de asta a rezonat în sufletul atât de multor femei. Iar acum cred că este vremea ca artizanii, cei care ne-au dăruit această comoară IA și, mă rog, extinzând nu doar IA, ci întregul costum popular, să fie recunoscuți, aduși în față și valorizați, pentru că sunt o comoară inestimabilă. Trebuie să precizăm faptul că această mișcare a început în urmă cu 12 ani. Cu 12 ani. Femeia din spatele ei se numește Andreea Tănăsescu. A creat această comunitate la Blues Rumen online. A propus ziua universală a ei ca moment de celebrare să fie în același timp cu sărbătoarea Sânzienelor și a Drăgaicei.
Ulterior a fost numit oficial anul trecut ca zi importantă în calendar, dar dincolo de dorința de a politiza cumva o sărbătoare spontană și curată, acum trebuie să încercăm să separăm lucrurile, să încercăm să venim în ajutorul UNESCO de a proteja acest veșmânt sacru, până la urmă, pentru noi și de a duce povestea mai departe, exact așa cum a fost gândită în momentul în care a fost lansată. Oana Tănase a fost de la început în această mișcare, a fost partea ei, a fost partea de inspirație a ei. Am simțit nevoia să fac aceste precizări. Munca a fost într-adevăr a Andrei de ani de zile. Eu am fost așa o inspirație și o muză, mergând mai mult pe partea de poezie, simțind în ei pur și simplu o stare de spirit. Am purtat ani de zile ei în orice împrejurare și era așa un lucru natural și firesc și cumva celelalte femei am simțit cumva că mi-urmau exemplu. Era absolut natural, nu făceam niciun efort. Și din firescul stării acesteia, la fel și din firescul unei prietenii susținute, pentru că mișcarea a pornit așa spontan, pur și simplu de la o fotografie devenită viral și, bineînțeles, după aia a urmat foarte multă muncă și foarte multe sacrificii și foarte multe eforturi, dar la bază a stat tot iubirea, prietenia, maternitatea și probabil că de aici, de la veșmântul acesta ancestral în care strămoșii noștri au pus atâta iubire, a ajuns unde este mișcarea și eu sunt atât de fericită că acum femeile poartă ie. Este minunat, o integrează în portul lor de zi cu zi, o scot din lăzile de zestre. Și la noi și în Republica Moldova, exact, am povestit și cu Tatiana înainte. Ei au început cu un an înainte ziua ei la Chișinău și își mențin direcția. Da, și în plus față de asta, mi se pare foarte important să precizez că artiștii, oamenii efectiv care lucrează ea, ar trebui să fie mai mult valorizați. Asta simt eu acum că e cel mai important, pentru că sunt comunități și au început din nou să se coasă ei, dar da, cred, să reorganizeze cumva. Exact. Asta cred că e esențial. Ea noastră a trecut prin perioada comunistă, prin uniformizare, prin exact. Abaterea de la norme, ca să zic așa. Făcând pasul înspre artizanat, este foarte greu să o scoți de acolo. Cu toate că fix partea de IE, de artizanat, anii 70, a fost cea care a făcut furor și la Hollywood, și la Paris, și peste tot în lume. Acum, da, trebuie un proiect foarte coerent și foarte, foarte bine gândit, să vedem cum putem duce povestea în 2023. Mai departe, exact. Pentru că puterea de seducție din anii 70 s-ar putea să nu mai funcționeze acum. Aceste meșterițe, aceste femei extraordinare cu sătoresele, dacă nu sunt cumva ghidate de o echipă multidisciplinară în care să fie integrat un designer din noua generație, un etnolog eventual pentru stabilirea canonului în fiecare regiune și nu va fi ușor, deci vor trebui echipe foarte bine structurate, susținute de o muncă și de o pasiune foarte mare ca să putem recupera din povestea asta. Adică să ne întoarcem cumva la acele ateliere din perioada regalității. Adică să fie năzuința, să punem gândul sus de tot. Exact, asta odată și apoi
Poate că și întoarcerea la origini și întoarcerea în vatra satului, sunt foarte mulți oameni, eu personal am prieteni mulți care au plecat din oraș și s-au întors în vatra satului, la o viață simplă. Și până la urmă de acolo vine veșmântul ăsta și cred în așa, în miracolele care se întâmplă simplu, că uite, de sânziene acum, eu încă n-am avut timp să mă duc să-mi culeg sânziene, dar am așa o legătură cu o doamnă și am mers repede și mi l-a adus, dar magia se întâmplă când mergem acolo în vatra satului, Oana, în sate. Tot timpul ai brațele pline de flori. Când mă gândesc la Oana, o văd pe Oana cu brațele pline de flori, dăruind flori. Deci asta este ipostaza în care eu o văd în momentul în care mă gândesc la ea, pentru că asta face. E fata cu brațele pline de flori care dăruiește flori. Simbolic sau pur și simplu fizic. Și o face cu o naturalețe și cu un zâmbet. Da. Probabil fiind crescută cu atât de multă iubire, mi este foarte ușor să dăruiesc la rândul meu iubire. Și cred că, așa cum am zis, magia vine de aici. Magia, povestea, sigur, exact, deși cumva sunt uneori direcții diferite, dar exact cumva aceeași părere o are și Andreea, fondatoarea la Blues Rumen, ca și tine, că trebuie structurat și așa. Eu sunt mai poetă și mai visătoare și eu cred că dacă o grămadă de femei se întâlnesc la un foc de tabără și se apucă să coasă ei, dar se duc în sufletul lor, în autentic, nu mai stau în atâta rigoare și așa, dar citesc, stau în rugăciune, adică se reîntorc, sigur, în profunzimea lucrurilor. Acelea sunt școli care există necesitatea de a le face. Costumul țărănesc nu are mare legătură cu, adică niciuna, cu acel costum de atelier. Deci sunt două lucruri diferite. Costumul țărănesc a fost creat și a evoluat în hotarul satului. Costumul urban, inspirat de reginele României, este acel costum de atelier. Este o formă eclectică de vestimentație cu elemente din mai multe regiuni etnografice de la noi. Sunt două lucruri total diferite. Este un produs intelectual, estetic versus un veșmânt creat în hotarul satului care a avut propria lui evoluție. Sau, mă rog, involuție. Iulia, dacă este... ne gândim la ultimii ani. Iulia povestește cu atâta har și știa atâtea din tainele costumului, încât acolo e cunoașterea și la ea, ea a studiat mult și poate să vă împărtășească lucrurile astea. Probabil la mine a funcționat tot timpul intuiția și firul ăsta și asta a fost poetic. Asta este. Da. Fără dimensiunea asta nu există nimic. Asta este esențială. Oana, te rog mult să ne spui câteva cuvinte despre o carte fascinantă pe care n-ai adus-o. Trebuie să mă fi gândit să o aduc eu pe a mea. Ce pot să spun despre carte este că, bineînțeles, ca o zână ce ești, cu ajutorul tău s-a întâmplat o altă magie și anume i-am pus vocea doamnei Rodica Mandache și există ca un audiobook, cartea mea pentru copii, Fetița cu fluturi în păr, se poate asculta acum. Îi dați un search simplu se pe Google și, citi. Și se poate citi, este bineînțeles. Este o carte obiect, dincolo de textul ei avem o ilustrație extraordinară, iar textul te întoarce în propria ta copilărie. Da, se numește Fetița cu fluturi în păr. Am lansat-o acum 3 ani, înainte de pandemie, la Muzeul Satului. Am ținut foarte mult să fac lansarea la Muzeul Satului. A fost o curte plină de copii și iarăși reacția lor m-a făcut să scriu și a doua carte care urmează să fie editată. Mă rog, pandemia și toată perioada asta au mai încetinit ritmul, dar cât de curând va fi lansată. Nu spui despre ce e vorba, nu. Este tot despre copilărie, este tot fetița și tot călătoria asta
înapoi în lumea satului, din lumea urbană. Cumva e un fel de autobiografie, dar ea este proiecția oricărei fetițe, se regăsesc acolo și mămici și fetițe. E scrisă așa încât ne putem regăsi în ea. E o călătorie într-o zi, dar de fapt este extinsă în ani de zile. E o construcție cumva alegorică, așa. Oana, îți mulțumesc nespus. Și eu îți mulțumesc, Iulia. Și să te văd și să te ascult și mă bucur imens că pot să împărtășesc minunile de femei care deschid cerurile, femei inspiraționale, femei care schimbă în frumos lumea în care trăim.